Șiruri de caractere, lecția 2. Vom stabili ce fel de caractere poate deține un șir. Caracterele care le poate deține sunt cele din codul ASCII, care reprezintă un set de 256 de caractere. Cu coduri cuprinse între 0 și 255. Deci, practic, fiecărui caracter îi se alocă un cod. Litele care le putem folosi sunt cele din alfabetul englez. Și ele, literele mari, au coduri cuprinse între 65 și 90. Literele mici au coduri mai mari decât literele mari. Codurile lor sunt cuprinse între 97. Observați că ocupă poziții consecutive, excesive, și până la Z mic, care are codul ASCII 122. Caracterele cifră, atenție, nu faceți confuzie între cifre și caracterele cifră, au codul ASCII cuprinse între 48 și 57. Pe lângă aceste caractere, sunt și caractere speciale, diez, slash, ampersand, care sunt disponibile în codul ASCII. Vom declara din nou un șir de caractere. Vom citi caracterele din șirul declarat. Și vom număra câte cifre conține șirul S. Vom declara un contor, care îl inițializăm cu 0 și vom parcurge șirul for i de la 0 i mai mic decât sutură len de s. Funcția sutură len ne returnează lungimea efectivă a unui șir. 100 reprezintă dimensiunea maximă, lungimea maximă a șirului, iar lungimea efectivă, numărul efectiv de elemente care l-am citit pentru șir, este returnat de funcția strlen adică string len. Șirurile conțin caracterele pe poziții de la 0, începând de la 0 și până la mai mic strict decât sâtârâle de S. Dacă șirul conține 4 caractere, da? Sâtârâle de S egal cu 4, caracterele vor ocupa pozițiile 0, 1, 2, 3. Parcurg pe caractere șirul și verific dacă elementul de pe poziția I este cifră, caracter cifră. Dacă S de I are codul ASCII cuprins între 48 și 57, atunci voi crește contorul. Iar la sfârșit vă afișez
câte cifre conține șirul. Eu nu este declarat. Sunt patru cifre în șirul A2PIB45. Dacă nu suntem siguri de codul ASCII, codurile ASCII ale cifrelor, putem utiliza și caracterul respectiv între apostrofuri. Da? Și rezultatul este același.